să vin să vâneze în Irlanda datorită lui Mihai. Mersi mult, Mihai, de Cu mult drag. invitație. Mihai a locuit în Irlanda un an de zile, cu ceva timp. Cam așa, da. Un an jumate, putem zice. Mihai, e greu să te faci vânător în Irlanda. Să știi că procesul e destul de ușor, din punctul meu de vedere. Primul lucru, când am venit aici, am încercat să devin vânător și cu cine să vorbesc, am vorbit cu poliția. Asta a fost experiența mea, cumva. Am venit pe stradă un polițist, am întrebat cum pot să devin vânător și acel polițist a stat undeva la jumătate de oră să-mi explice Wow. tot procesul prin care poți să devii vânător. Ce Mai tare. mult decât atât, era sâmbătă după masa și patrulau pe stradă și mai mult decât atât mi-a dat mail-ul locotenentului lui superior cumva să discut cu el ca să rezolv procesul. Deci mi se pare wow. Și care a fost primul pas care trebuie să-l faci? Primul pas, ideea e că trebuie să fii înscris într-un poligon, Deci cum noi avem asociațiile, trebuie să fie înscris într-o asociație, să într-un... mergi Da, deci la ai, ei în la un primul rând, poligon. cumva, mi-a recomandat polițistul să fii înscris într-un poligon, pentru că ai, cumva, credibilitate mai mare ca pe partea de vânător. Ok. Și, pe urmă, într-un Deer Hunting Association. Ce înseamnă asta? E că ei dețin păduri și land-uri publice, în care tu, ca vânător, poți să mergi să vânezi cerbii, respectiv. Da. Stagiatura, mă gândesc că nu o trebuie să faci. Stagiatură, Că nu. n-ai cu cine, că nu sunt Nu. grupuri ca la noi. Da, nu. Chestia Grupe asta, de nu. vânătoare. Dar, în schimb, mai au o chestie, se numește HCAP. E ca și un examen. Și e vorba despre un curs care e undeva la 300 pagini de învățat despre comportamentul cerbilor, despre unde dor cerbii, cum fată cerbii, despre perioadele de vânătoare, despre bolile lor, despre gun safety. Deci totul se învârte în jurul cerbilor, restul nu Exact, contează. da, cam așa e. Și la finalul cursului dai un examen. După ce examenul aplici pentru rifle, după ce aplici pentru rifle și îți vine arma, aplici pentru deer license anual. E o chestie care trebuie să faci anual mi se pare, până la început de august, parcă, ca să-ți dea aprobare ca tu să ai voie să Finale, împuși cerbii în anul respectiv, da. când începe sezonul, în Da, sunt septembrie. anumite condiții care trebuie să le îndeplinești. Ce mi se pare super fain la ei e că pe terenuri publice ai o aplicație online unde intri și îți faci rezervare. În ziua respectivă, eu mă duc de la ora 6 până la ora 11 și mă duc să vânez. Și îmi fac rezervare și atunci toți vânătorii din area respectivă pot să vadă unde Și asta în loc vânezi. de autorizație. Nu mai Da. cere autorizație, nu mai faci Exact. direct online. Exact. Știe toată lumea cine e acolo, cine a tras în ziua respectivă, Exact, practic. da. Poți să pui poze cu cerbii pe aplicația respectivă, poți să faci o grămadă de chestii cumva. E super vizibilă chestia asta și asta e o chestie bună cumva. Adică cu cât e Super, mai super vizibil, cu fain. atât e mai ușor, oarecum. Da. Cote de recoltă sunt? Nu prea. Nu prea sunt. Adică, da, etica ar fi să mergi să vânezi un cerb 2, să zic. Dar nu prea sunt limite pentru că cerbii sunt număr super mare și fac damage foarte mult la fermier și atunci e cam liberă vânătoare la cerb. Se poate vâna cam Și după ce ai venit, nu trebuie orice. să raportezi câți ai împușcat. În ziua respectivă, dacă vrei, urci pe aplicație, poți să pui poze cu cerbii împușcați, Mai mult dar ca să te lauzi. mai mult ca să Nu te e lauzi, da, obligație ca să... exact. Și e o chestie la final de an, când se închide anul, cumva, poți să raportezi câți cerbi ai împușcat, câți masculi, câte femele, câți Pentru scopuri ian. statistice. Ca Exact. să Ca aibă să știe statistică, ei, da. da, exact, de la an la an, Dar nu te cumva. obligă nimeni. Exact. Da, deci Normal. mi se pare procesul super ușor și oamenii destul de friendly pe partea de vânătoare, comparativ cu România, să zic așa. Adică mi se pare că o cultură cumva destul de deschiși pe chestia asta. Și iară, ce mi se pare fain e pe partea de fermier. Dacă tu nu vrei să faci parte dintr-o asociație publică, să zic, tu poți să mergi să vorbești cu fermierii care au mulți cerbi pe teren și au probleme cu damage-ul de crops. Și să te lase ei, să-ți dea o permisiune în scris, cum că tu ai dreptul să vânezi
pe terenul lor și e destul de easy. Da. Super. Pe urmă, ce faci tu cu cerbul, e la latitudinea ta. Problema. Exact. Da. Acum, ce să zic, ai văzut și tu experiența, ai fost în teren, ai văzut cerbi, cred că am văzut ieri peste 30 de cerbi, cred că, nu? Ceva de genul. Familii da. Cu 5 bucăți, cu 11 bucăți, cu... Peste tot. Cum e un pic de câmp liber, cerbii l-a păscut acolo. Da. Zona asta mai mult lopătar, dar și sica. Și cerb roșu. Da. Cam, da. Overall e fine, plus că mediul îi ajută foarte mult pe cerb ca să, să fie un efectiv prolific. Adică nu au ierni grele și atunci e ușor să... Și multă vegetație verde tot an. Da. Exact. Și nu au prădător natural. Nu prea au. Vor acum să introducă lupul, dar încă se gândesc. Cine vrea? Statul irlandez, da. Serios? Se gândește, da. Să mai scape de ei un pic. Să, da, să scape. Dar după aia cred că o să aibă probleme cu oile, cu astea, da. Nu crește o problemă cu altă problemă. Da. Exact. Pe pământul republice, cumva, e fain că poți să faci vânătoare de la ora 6 până la 11 dimineața. Cumva așa zice legea că până la ora 11 ai voie să vânezi. Ai voie să vânezi, dar dacă tu ai împușcat un cerb, să zic, la 10 jumate, tu ai voie să stai în pădure până la 1-2, până termin de tranșat cerbul. Iar o chestie faină aici e că poți să stai în natură și să-ți faci treaba și să lași acolo lucrurile. Și... No, m-am făcut de altfel și noi. Exact. Mi se pare un pic mult mai ușor și lași pentru vulpi, pentru ciori, lași carcasa și ce mai rămâne și... Curăț. De curățenie este cine se ocupe. Exact. Cumva toată lumea e fericită și împlinită cu chestia asta. Și pe partea de fermieri îi poți să vânezi cumva toată ziua. Dacă fermierul e ok cu chestia asta și te lasă, atunci e destul de easy, să zic. Ca metodă vânătoare, ai văzut, facem stocking în principiu. Se poate sta și la pândă la trecător. Dar practic nu are rost, pentru că ai mai multe șanse să vezi animale plimbându-te. Exact. Șansele sunt mult mai mari. Deci să stai, să aștepți toată ziua, poate trece pe acolo, mai bine te acoperi tu o suprafață mai mare de teren și garantat vezi o grămadă de cerbi. Din cauza numărului mare de cerbi, nu prea, n-ai voie să le dai de mâncare, legea zice să nu le dai mălai, pentru că deja sunt prea mulți. Da. Și... Da, e o vânătoare faină, challenging. Ce alte animale ai mai întâlnit aici pe... De întâlnit porumbel gulerat, mai sunt ciori, au... n-au mistreț. Mistreț deloc. Mistreț n-au deloc. Căprior foarte puțin, am înțeles. Căprior, da, câteva exemplare și deci mai au... Cred că căprior nici se vânează din motivul ăsta, așa? Nici nu știu asta, sincer, nu știu. Și mai au mungeac. Mungeac? Mungeac, da. Ai văzut mungeac? Nu. Și că-s greu de observat, că sunt mici și rapizi și... Mungeacul cred că e la colții, da? Exact. Foarte tare. Da. Mungeac cred că în Anglia mai este și cam atât în Europa. Exact. Iepuri, vulpi. A, da. Iepuri, două specii iepuri. Iepuri de vizuină și herț. Iepuri de câmp, probabil. Da. Nu l-am văzut și noi ieri. Exact. Na, da, așa au vrut procesul e mișto. Cum ai văzut tu vânătoarea în Irlanda? Care a fost experiența ta cumva? Pe mine cel mai tare m-a furat peisajul. E peisaj superb. Oamenii sunt super, super chill. Să zic așa. Foarte prietenoși. Oameni faini, ajutători. Și vânatul excesiv de multe. Deci efectiv vedeai peste tot cerbi. Da. Trebuie să te plimbi liniștit cu arma. Să-i observi, să-ți alegi ce vrei tu să împuști ziua respectivă. Exact. Chiar dimineața ne-am plimbat și am ignorat multe animale. Am iertat multe animale. Cum ți se pare vânătoarea cu amortizor? Că noi în România nu avem chestia asta. Și e mare păcat că noi nu avem vânătoare cu amortizor. Da. Nu e permis amortizorul la noi pentru că efectiv nu trebuie să porți protecție la urechi. Bine, la noi oricum mulți nu poartă protecții, din păcate.
Și nu deranjez bine, aici e și mai urban un pic vânătoare, adică sunt case peste tot, nu vânezi neapărat lângă casă, dar nu ești departe de o casă, de obicei, în multe locații. Da. Și nu deranjez așa oamenii. Oricum se aude focul, dar nu bubuitul ăla puternic. Plus că animalele nu se sperie așa tare. Exact, și asta a fost o chestie, că animalele nu... Poate nici nu își dau seama exact de unde vine sunetul în momentul respectiv. Cumva se sperie, merg 5-10 metri mai încolo, se întorc și dacă în planul tău ai să scos mai multe piese, liniștit. Da, asta e o chestie faină cu amatezorul. Da, și încet, încet, peste tot. Am zis că și la noi România cochetează cumva, s-a auzit ceva, s-a băgat ceva lege pe partea de vânătoare, dar încă nu, nu știu dacă s-a ajuns la... N-am auzit. Da. Doamne, da. Mi-ar place. Da, bine, da. E și o greutate în plus, dar da. Nu s-a simțit așa. Tu ai o armă chiar ușoară. Da, da. Eu și-o deputat. Și luneta e destul de așa de la Leopold și atunci plus că patul sintetic cred că iar ajută mult. Da, sigur. E un pic mai ușor decât lemnul. Da. Ai avut iar două focuri faine. Mersi. 150 metri. Tu nu și mai fain în prima zi? Da. Ce mi s-a părut iară fain și ce am auzit eu anul trecut în Irlanda, ce au făcut Hunting Associations, au adunat carne de cerb și au făcut burgers pentru homeless în centrul Dublinului. Aia mi s-a părut o chestie faină cumva. Au donat carnea și au făcut niște burgers și au dat la niște persoane care aveam nevoie. E o chestie anuală pe care o fac? Cred că da, s-ar putea că să facă la final de sezon, fac așa o chestie asta. Și încă o știre tare ce am mai auzit, un irlandez cu fiul său, când a început războiul în Ucraina, și-a luat Duba, a umplut-o cu carne de cerb și a plecat să ajute oamenii care aveau nevoie să... de chestia asta. Da, deci irlandezii sunt niște oameni super faini și deschiși și ajutători. Și procesul de vânătoare în Irlanda mi se pare destul de easy, super fain și smooth și... E așa o chestie naturală, adică efectiv ți iei armă, te-ai dus, te-ai plimbat. Mai simplu de atâta nu se poate. Cam cum ar trebui să fie vânătoare din punctul meu de vedere. Exact, exact. Mai liberă cumva. Mergi singur, mergi cu un prieten. Da. N-ai nicio restricție pe partea asta. Da, încă o chestie super interesantă, muniția, poți să-ți o comanzi online, să-ți vină la tine acasă. Adică e o chestie super tare, stai în pat de pe laptop și îți comanzi muniția acasă. Ceea ce în România îți trebuie vreo 3 procese, 3 permise, ajungi acolo, te întreabă 7 lume la ce folosești muniția. Și când te comanzi, trebuie să... Nu știu, să... Când ai dovada că ești vânător sau că ai permis de armă? Poți sau... trimiți un mail la firma respectivă din Ecomas cu permisul tău. Ai, ai un cod pe spatele permisului sau vorbești cu ei pe WhatsApp dacă deja îi cunoști, atunci le trimiți poza și... O, deja s-a luat. Exact. Și a doua zi sau treia zi vine curierul cu coletul cu muniția în mână. Da, până la urmă, dacă n-ai armă, oricum n-ai ce face cu muniția respectivă. Exact. Curierul, dacă vrea să-ți fure muniția, ce să fac? Exact. Până la urmă nu poți să iei muniția dacă nu are poză cu permis și atunci tu vânând legal, da, nu văd nicio problemă chestia asta. Pe singura problemă ar fi transportul muniției, care mă gândesc că trebuie, la noi se face cu mașini speciale, mă gândesc. Da, cu șapte. Dar aici curierul practic poate să-ți ia el, să-ți fure cumva sau să se piardă pe parcurs, să ajungă cine știe unde muniția. Da. Dar ce să faci cu ea dacă n-ai armă oricum? Dar noi cu mașini blindate transportăm muniția. Da. Deci în America mea și ți-o iei de pe raf muniția, adică fără nicio chestie. Da, o diferență între cerbii ce am văzut eu lopătat din Irlanda și comparativ cu România e că cerbii irlandezi nu prea au lopețele dezvoltate pentru că s-au vânat excesiv foarte mult masculii, atunci nu lăsa să se dezvolte trofeul cum ar fi trebuit să se dezvolte. Comparativ cu România, unde încă avem efective faine de cer lopătat, care au lopeți super lati da, și... Oricum sunt frumoși, am văzut. Da. La corp, la corp super mari și... Și ce am mai văzut, un amestec între lopătar și
Redir. Mai multe între Sika și Redir se face hibridizarea. Ah, okay. Este hibridizare între Sika și Redir în Wicklow, unde e munte, unde nu prea este fallow și atunci se mai întâmplă să se hibridizeze speciile. Da. Uh-huh. Și atunci ajunge ca Sika să aibă corne de cerb roșu. Cumva. Sau cumva între. Că cumva specificitatea speciei la Sika e să fie cornele în V cumva. Așa aveu și atunci cumva observ care și deschise la culoare. Da, și deschise albe cumva, mai albicioase, cum negru, uh-huh, coarnă și cum așa da, să da, da, exact. Și atunci vezi că are cumva din cerbul carpatin, cumva ramificate mai mult, mai groase un pic ca de obicei. Da. Asta e o problemă cumva un pic. Asta văd e o problemă, dar ca soluție, nu știu, cred că tot vânătoarea da, rezolvă. Da, soluție. Exact. Da, zi-nă, întrebare 10 puncte. Întrebare 10 puncte. Cât costă să puști un cerb în Irlanda? Da, grea întrebare. Depinde mult. Depinde mult de trenul unde vânești și de specia cerbului, să zic așa. Dar, de exemplu, dacă tu găsești un fermier care te pretinești cu el și te lasă să vânești pe terenul lui, practic e gratis să vânești cerbul. Pentru că tu l-ai ajuns pe el, el te ajută pe tine și cumva amândoi sunteți fericiți cu chestia asta. Dacă mergi să vânezi pe terenurile publice, sunt terenuri de la, începând de la 400 de euro până pe la 1000 de euro, să zic. Acolo, în zona de munte, în Wicklow, acolo sunt și ceroși, atunci ajungi la 1000 de euro. Dar, în principiu, să zic, undeva între, plătești pe an, pe pământ, între 400, 600, 700 de euro. Și în suma respectivă, tu mergi și extragi cam câte exemplare ce simți că ai nevoie pentru anul respectiv. Deci, a zice că destul de ieftin. Deci e un deal bun. Da. Adică să poți să vânezi undeva la 5-10 bucăți de cerb lopătar, să zic, dau un exemplu, într-o sumă de 500 de euro, mi se pare... Merită. Un pic... Merită. Și ți-ai asigurat carnea încă exact. Și prea mult, probabil. Exact. Poți să și mai dai la, și la familie alții. Și la prieteni și la multe lume. Da. Și carnea calitativă, tot ce vrei. E destul de ieftin, nu? 500 de euro pentru un pământ, să plătești să vânezi. Și să vânezi cât vrei, exact. Cât ai nevoie. Dacă ar fi să comparăm un pic cu România, nu știu, un cerb în România, un lopătar frumos, ar ajunge undeva la 1000-2000 de euro, să zic, depinde de greutatea trofeului. Exact. Da. Și să, nu știu, să poți să ai ocazia să împuști doi cerbi carpatini, cap roșu, cel Redier, să-mi puști cu undeva la 1000 de euro, să-mi puști 2 exemplare pe an sau 3 exemplare, iar mi se pare un deal destul de bun. Da, dar asta e avantajul teoric, ai cerbi, ai multe exemplare de cerbi și atunci e destul de facilă da, chestia exact. Asta. Ca la noi la vulpi. Exact, sau la ciori.